Dorinel Munteanu a îmbrăcat pentru prima dată tricoul lui FC Argeș și într-un meci școală. Partida a fost întreruptă de un elicopter smurd venit să transporte un pacient la București. Suspendat 10 etape de Comisia de Disciplină, Dorinel Munteanu a găsit o portiță pentru a juca. Antrenorul celor de la FC Argeș a fost în teren în timpul unui meci școală cu echipa a doua. Jucătorul Dorinel Munteanu a purtat tricoul cu numărul 18 și a încercat să dea indicații din teren. Partida a fost întreruptă de un elicopter smurt care tocmai venise să transporte un copil la București. Locul obișnuit de aterizare este lângă stadion, dar jucătorii s-au speriat crezând că elicopterul se va opri direct pe gazon și a oprit jocul.